Bună dimineața, bună ziua, că nu este așa, este cam de vreme, nu este târziu, este frumos afară de aici, plăcut, a început să iasă soarele, când mai să și înorează, mai cred că și plouă azi. Nu e numai vremea așa frumoasă, cum credem noi aici, și soarele, acum s-a înorat puțin, s-a închis vremea. Credeți că eu o să vă dau detaliile totul despre vreme. Prieteni, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt mai bine. Sunt mai bine, nu mai sunt așa cum eram. Dar oricum, trebuie să mă feresc acum, ai aerul ăsta dimineața rece și mă înfund când respir. Să am grijă. Neamișule, vreau să aduc și mie pământ într-o găleată din rond. Cum buce? Cu lopățica cu alea, să bala roșiile alea. Da. Ce? Să pun la roșii, la toate care-i gol, cu ceva, cumva. Din față, de acolo, că e spline, unde le-au scos câinii, scoate pământul într-una și a început să scoată și cățeaua pământul să facă prostii. Face și aceleași prostii. A început să intre în rondul. Și eu vreau să mai bag pământ de la ăștia, să le mai umblu, care sunt goale. Ia ceva. Să le mai punem acolo, dar fără gunoi, să fie așa mai puțin curat. În sfârșit a venit Neamișu, ce să mai zicem. A venit Neamișu azi. A fost și el plecat în excursie. Unde a fost Neamișule? La munte, la mare? La munte? S-a îmbrăcat omul de iarnă, gata, la muncă. S-a îmbrăcat de iarnă. Cartofi le faci? Am aici așa niște vânzică, o am luat, dar nu sunt ouă de țară. Nu mai găsesc așa ceva. Să vedem cum e vânza asta. Nu prea sărată. Mama, ai vrut să mănânc sărată, mă? Măi, mănânc, dar nu prea. Așa repede. Am luat niște pâine, mai proaspătă două pâine, ajunge că mai avem pâine și am luat la cățeaua asta. Mâncare de asta. Și auzi, un praf de muște care este mai bun decât. Uite, e albun. Și mai scump un pic. Auzi că ăsta e mai de tot. Ăsta face minuni. E albu ca laptele, uite. O să-l prepar într-o pompiță de aia, care avem acolo și soluții. Las că mai avem și noi. Nu, nu mănânc salată de varză, nu. Vreau pune ouă, nu știu, brânză, mâncare gătită, că sunt... Mama, face mai târziu un pic gălită. Sunt leșinat acum. Mama, de foame. Ha? Sunt leșinată, nu știu. Și eu la fel. Fasole astea să o încălzim, să mâncăm acum. Și ouă și fasole, mănânc de toate. Fasolica mea. Asta e fasolea mea. Cartofi n-am mai făcut de multă zi. Mamă, ce merge ăsta azi de capul meu ce fratele. Uite ce se merge. Până nu prea am dat drumul deloc. Dar merge de... Să fierb ouăle. O să-l mutăm aici unde e. Că încălzește fasolita asta. Că fasolea... Păi nu știu ce flacără are. Are o flacără de... Deja am pregătit aici o perie și o carpet să vedem cu scaunele, că nu le mai suport. Să le curățăm odată, stau și în foișor și peste tot. Să le punem la locul lor. E vremea de ploaie, Neamișule. Lasă plouă. Lasă plouă să facă porumbii. Mari, buruienile să iasă. Lămâirile astea
Așa sunt, de le verzi, nu sunt de la galbene, în niciun caz, n-au cum. Să nu e bine așa, nu mai sunt așa rău, dar cu ajutorul lui Dumnezeu mă țin în picioare. Bine că n-am pățit mai rău să ajung la spital la boli infecțioase. S-a pus la cățeagă, zgarda. A trecut la cele 3 zile. I-am luat mâncare de-a Mișului acum. A, că am mâncat jumătate din conservă. Am mâncat o conservă, dar îi punem și granule mai târziu acum. Să mănâncă conserva, deja i-am dat o conservă, mai aveam. Dar unde sunt copiii? Între timp, până să mai facem mâncarea, o să preparăm și aici, dar n-am avut, e cam până aici, așa, apă călduță. Am ales ăsta care are pumpița asta mai bună și să punem un sufracul ăsta alt. Nu știu, sunt în continuare, vă dați seama că trebuie să dăm de la uși peste tot. Sunt pe masă, peste tot ne mănânc. Dar în bracul mi-e îmi place culoarea lui. E alb. Să nu fie soda asta. Păi zici că nu puse în mi se pare că e mai mult cum eram pungile celelalte. E mai mult pragul ăsta. Trebuia mai stăcat. Să dizolvă bine, bine. Îl dăm pe aici. Îl prinde puști. Cartofii nu le-am pus are. Gata, nu, pune pe toate sare. Vezi că ai pus. Nu de aia, am zis ca să amestecă-le acum. Fasolica miroase cel mai bine, știi? Auzi, și ouăle trebuie să le luăm și gata. Mai mâncăm și noi, ne bucurăm aici singuri. Mănâncă și fasole, mama. Mama, am dus să iau roșii, să iau. Sunt roșii. Ai luat? Dar și sunt cartofi, chiar trebuie zic la dată. Am mai aruncat și am zis hai să luăm mai puține când mâncăm, nu are rost și pâinea și tot să dăm sucă să aruncăm. Am luat două pâini, dar e și felia, deci nu are rost. Eu cred că sunt și ouăle făcute de mâine. De răcesc puțin și pe ăla. Am făcut ouă așa, fete, cu brânză. Regoșii? Ce? Roșii, ăla cu frizer, aia. Roșii ar trebui da. Să stea așa bine, ți-ai făcut. Dar vă dă la frizer că e frică și, și la frizer să strică, tot la fel. Mamă, am o vecină ăștia. Mai trebuie cu o plat foarte frită, după cel cu ceva. Gândiți, volanul nu mai ții cu nimic, nu mai nimic atunci. Dar e tot că te faci bine.
Nu mai ținem bani, cont de bani. Că e prea scump, că e injecții, că alea, numai ca să nu fac bine. Vezi ce e omul? Da. Vrei? Mă duc la cupele un anu. Ia, vă scurați eu, vă scurați eu. Nu-mi iau cu de un anu. Nu mai e niciun fel de un anu după aia. Nu mai ținem cum la bani, ca să ne facem bine. Așa că cea mai importantă e sănătatea de tot banii și tot averile și mașini scumpe și bijuterii. Asta ziceam de când aveam 5 ani. Așa ziceam și uite că când sunt așa rău, atunci bag în seamă. Când mă văd că sunt bine, nu bag în seamă sănătatea mea. Mă duc și mă bag de acolo și stau udă cu frunțunile și spăl curtea și cu oarele. Bine cum am făcut mai bine, să mai bine. Ai mulțumit lui Dumnezeu. M-am gândit, după ce că sunt bai de capul meu. Cu pușcările pe cap. A mai venit și asta pe mine, Doamne. De ce, Doamne, că suteți tot pe mine? Așa a fost să fie. N-am ce să vedeți. Sunt mai bine, mă feresc cu... Ieri am stat cu ciorofei în picioare. Și acum... Nu mai e, gata. Ne-am făcut cu minți și copiii să-mi placă, Leonardo, pantaloni de trăimini, jecuță, nu? Ca fărăcoare, n-am mai fost călduri. Nu se poate cu minți, prieteni. Hai, ia. Mănâncă două oferte cu brânză, cu cartofi, cel mai sănătos, uitați cum mănâncă copilul meu, Alexuțu. Ursul, cum puneam asta și să-l mai filmam și mai credeam că nu pe convine. Nici țir. Putem să avem cu el. Nici lui ne convine pe el. Să avem cu tatăl ăla. Na. Atunci lasă-mă filmeze cum pun un farfurie, pun în mine Leonardo. Nici lui ne convine. Cum e cum venea la ursul. Ursul vine și el din casă, vine și ursul. Până am privat cu filmarea. Vorbim cu el, dar totuși e greu. Vorbim, comunicăm. Dar e foarte greu. Eu când am încălzit mâncarea asta și am pus și mănânc, vă dați seama cum e sufletul meu, că mănâncă rece, mănâncă conserve, pateuri. Și el nu mănâncă mâncare plătită. Ce să-i mai fac? N-am ce să mai fac, că deja am fost în număr. Mi se rupe sufletul, mă gândesc tot timpul să nu credem. Tot timpul mă gândesc la el. N-am ce să fac. Dacă aș avea o mare putere, m-ar duce și aș face ceva să scurie. Gata, se filmează! Vă mișcați! Dar să vă rog! Hai! Olivia, Alex! Trece aici, am capul Messi! Hai! O, ferește, scoți trece! Mmm, ce mi-am făcut bine! Fasolică verde! Mai tot cu brânză de mână! Azi că mănânc ouă, ăștia toate, dar am mâncat tot din fasolea asta verde, îmi place! Îmi place mai mult fasolea, de ce? Mâncare gătită! Mănâncă cu bine, nu? Nu, mănâncă cu bine. Că ești cu minte. Bineînțeles că mai dat puțin în sare. Nu mai e așa de dezim acum. Dar e bună că e fiartă rău. Și are și ardei, uite, mă. Uite, uite. Dacă tu îți place ardei de la mic, cum te nu bagi? Dar ce poate mânca de la mare sau ai mânca de la verde, mic? Verde, verde ne mânca. Ardei verde, uite, mă. Am mâncat eu la cutunița, mă luat în lița, m-am dus la pompă și mi-a trecut după aia. Să nu mai mănânci ce? Știi de ce? Că îți faci apendicita. Dar la 3 grași? Ar
digă care nu e mic, ia-l acolo, ia-l. Unde să vă? Ia-l, deci, că mi-am pus destul de mult. Uite, și ăla care nu ca asta și ăla din, de la noi din grădina și... De la noi, da, hai voi. Care nu e iute, e ăla, supire. Albiu ăla, ăla, albicios. Care nu a crescut. Ăla, albiciosul meu. Mi-a dus și mie de la grădină. Ia-i de la mine. De la noi. Din grădină. Sigur că e nu e iute. Nu e iute. Nici nu m-am fost iute. Până a crescut. Nu știu de ce. Așa a fost soiul ăla. Da. Da. Așa tu ai băgat și, și praf de ardei. Așa m-am împărat răsaul. Am trebuit. Gata. Da. Dar l-ai mâncat. Ale, n-ai mâncat-o. Dacă mâncai și fasolică, e mai bună. Ai gustat? E bine. Vreau să vede ce mănâncă, să te vadă ceva un pic. Uite, nu e verde așa. Dacă nu e verde, nu e verde, fii la culoare. Nu s-a mâncat cu ea, mâncat foarte mic. Și era slabă, nu se lipea carnea pe ea. La de? Da. Ce e bunică ta? Era slabă, slabă. Ce e bunică ta? Cu bunica mea mai a murit. Cu cine? Nu știu cum ar trebui. Bunica mama lui tata. Care acum, ți-o arătă în poză. Adică tu e mama cu tine. Mm-hmm, da. Dar bunica mea are ce mai face, mai are telefoane cu butane. Are telefoane cu butane. E acasă, nu mai ai venit la noi. N-am lăsat eu. Când n-are ce să ne facă ea, să umblă pe jos. Mi-a mai un țară. Inima. De ce nu poți să trăiesc fără de inimă? Așa ți-a dat Dumnezeu. Așa mi-a dat Dumnezeu soarta asta. Ce nu e iubitea mea? Mă nu vă auzi care nu e iubitea. Deci tu te-ai spre nu e verde-verde. Vedeți? E albicios. Nu am eu verde-verde. Adică ei e verde-verde. Nu stai iute. Care-i ținta culoare.
prieteni, cam atâta. Vă mulțumim și vă dorim și vă o poftă bună. Prin poftă bună. Poftă bună. Pa, pa. Și pupă-i. Pa, pa.